A Ioane, o degajare ratată, Itu! O greșeală uriașă a lui Marian Ioani. Se îmbrățișează Itu cu Dan Petrescu. Iată ce greșeală poate face aici portarul Chindiei, după ce a avut două intervenții bune mai devreme. Itu reușește să înscrie al treilea lui gol stagional, după ce a marcat prima dată în fața celor de la Clinceni, înscrie și în fața celor de la Voluntari. Unul dintre tinerii CFR-ului introdus în teren, evident.